Te întorci acasă, puțin teluzat, dar mulțumit. Mulțumit ca un bilet de tramvai arătat la control și perforat exact unde trebuie. Te-ai deșirat cu generozitate toată ziua și acum te aduni cu fiecare pas și aștepți să vii tot din urmă și vii de pretutindeni ca un tren de marfă gol, vii și nu te mai termin. Yo no soy una persona que me gusta vivir con muchas cosas. Yo estoy contenta con lo que tengo. Hemos pasado por cosas que no hemos tenido que pasar y nos hemos hecho adultos de muy pequeños. Ne înțelegeam bine. Mai mult am stat noi surorile, că părinții au fost plecați. Urgențias? Buenas tardes. Me encanta hablar con la gente, darle tranquilidad, darle seguridad. Muchas veces una palabra hace más que una medicina, que una pastilla. Hablándole, tranquilizándole. Eso es, no sé, una palabra hace mucho. No te muevas. Uno, dos y tres. Ya está, muy bien. Ne trebuie bani. Ne trebuia 30 de milioane de lei ca să o angajăm. Atât cerea medicul respectiv, directorul spitalului care era să n-am avut. Și nevoie datorită asta, din cauza asta a plecat în Spania. De unde bani ca să o angajăm? Como vosotros sabéis hablar inglés, francés, español, eso, pues os vais donde hay más turistas. Sí, Benidorm, Alicante, Torrevieja. Dacă a făcut bine sau rău, ei erau maturi, ei au hotărât. Și dacă nu li spuneam noi să plece sau să nu plece, dar era și o perioadă când în România era foarte greu, cu servicii, cu salarii proaste și condițiile în general. Și acolo a pus cavaler de onoare, nu? Me metí mucho en mi grupo de rumanos. Éramos como una isla de rumanos en un mar de españoles. Y claro, nos negábamos incluso a hablar español dentro de nuestra casa. Si soltaba alguna palabra en español, anda chicas, estoy harta de hablar español siempre. Déjame hablar mi propio idioma. Lo que das, vas a recibir. Sí, es verdad. Si yo te trato a ti bien, lo normal es, aunque soy inmigrante, tratarme bien, porque yo te trato con respeto. Măgar, și mărar, da. Pătrun, flori. Aveți de toate. Flori nu sunt mai flori. Flori de pentru gospodar ca tot românul. Pai de mine, nu? Da, uitați, mărar, în Spania mi este mărar. Cătălin a fost foarte apreciat de învățătoarea pe care învățătoarea lui Cătălin. Învățătoarea lui Cătălin a fost colegă cu mine.
și bună prietenă. Și l-o iubit pe Cătălin că vroia să mi-l înfieze. Da. Da. Pero hay gente que viene y no tiene a nadie y se quedan, se encuentran aquí perdidos y no sé si por ejemplo los españoles toman un segundo a ver qué pasa con ese hombre, es de verdad malo o está triste, qué pasa, qué quedó detrás de él en su país. Y seguro que quedó algo bonito, pero triste también, una familia triste. Fue jugando libre y jugando por alrededor de la casa. Mis padres trabajaban en la ciudad y entonces estaba más fácil que mi abuela cuide de mí hasta los 7 que empecé el cole. Mama, ¿qué spune când pleacă de acasă? Copii, ce face mama? Mama pleacă în pădure să facă de mâncare. Voi să fiți cu mința acasă și să nu dați drumul la nimeni. Doar atunci când veți auzi glasul meu cântând așa. 13 ies, cucuieți, ușa mamii descuieți, că mama va duce vouă lapte. Da. Nu spunem unde, în spinare, la 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 la. Am pus arul. Ușa mamii descuieți. Aplauze, da? De ce asta trebuie să spunem? Mi abuela, lo único que tiene, ella sabe que tiene que despertarse y trabajar. Tiene que ser la primera en todo el pueblo que se despierta, la primera que está trabajando en el campo. Y entonces nos despertábamos y la ayudamos con los animales. Fue siempre la del cuento, la abuela del cuento. He ido a la universidad con mi marido, pero él acabó la universidad, pero yo no la he acabado porque pasó lo de la casa y el incendio. Después de que dejé la universidad, trabajaba con mi hermana en la fábrica de la familia. Trabajar con la madera me encantó, porque y a mi padre también le encantaba y él nos transmitía eso. La casa se quemó tan rápido porque todo lo que había dentro estaba de madera, estaban cosas que a mí me encantaba tenerlas en casa, hacerlas para mí. Bienvenido. Alina. Al principio estaba en un estado de shock
porque todo el mundo estaba alrededor, a mi alrededor, pensaba qué horror, y que, pero yo pensaba que ya no tengo que limpiar para Pascua. Y, pero luego, después de dos días, creo que ya me he dado cuenta de lo grande que fue, lo que ya no tenía nada. Me suena mucho Alicante, digo, porque empieza con Ali y digo, oh, si puede tenerme suerte o algo así, porque Alicante, yo me llamo Ali y vamos a intentar esto. Y no he tenido relación con los mayores en mi país, ¿no? Yo, mis abuelos estaban lejos. ¿Se la puede comer usted? ¿Por qué no comes tú? Ya como, pero primero que la veo usted comer, después como yo. Yo a la yaya le veía siempre llorando. Y empecé a implicarme más. Y así he descubierto la historia de los yayos, que son muertos sus hijos grandes y se han quedado, claro, con una hija mayor, pero está en Madrid, lejos, tiene su vida, su trabajo y no puede abandonarlo y eso. Sí. ¿Así? Ya hemos devenido una familia. A la gloria ahora, ¿no? Y no hacemos la diferencia. No hacemos. Yo no pienso que son españoles, no. Yo no pienso. Yo pienso que son mis abuelos que no los he tenido, que no he comunicado. Es una pequeña historia de la posguerra. La posguerra de aquí. Un copil. Yo me he gândit que es prea cumite pentru un băiat. E greu acum asta. A fost foarte cumite. Și spuneam, îl încurajam eu ca tată, atât de mi-a plăcut și mie de mult, ziceam, pentru fiecare gol eu îți dau 100 de lei. 100 de lei eram bani atunci. Și la un meci cu Adjudu, mi-aduc aminte și acum, a dat 12 goluri. 12 goluri și s-a bătut cu 27-0. Era ceva incredibil și la urmă îmi zice pe antrenorul, profesorul, zice, cu mătrii, acum scoate bani și dă-i lui Ali, o dat 12 goluri. În general, viața, cum am fost înainte, deci în timpul regimului care a fost, deci la început părea să fie destul de promițătoare, deci destul de frumos, de bine, până în anii 80. Cuando eres niño, a ti te hace ilusión estar en la cola esta por la mañana con los niños. Está claro que esto no es algo habitual aquí, es que a las 5 de la mañana dejar las botellas de leche para coger cola, después hacer cola para el pan, cola para todo cosa. Entonces no había posibilidad de comprar cualquier cosa sin hacer una cola y bueno, como estábamos muchos hermanos, pues esto nos venía de maravilla. Íbamos repartiéndonos por colas. Soy Uriana de frigoríficos, Riquelme. ¿Podría ponerme en contacto con Ana? Y aquí el año fue el año que empeoraron las cosas. Entraron deudas cada vez más grandes, tuvimos ayudas del Estado. Pero lo que me gustó mucho y fue su empeño de que yo siguiera estudiando.
E foarte greu la noi, România e... Așa. Deci astea au fost condițiile de... Fetele mele n-au putut să stea aici. Au învățat foarte bine, deci au făcut școli, s-au străduit, au fost niște copii buni. Dar aici nu erau cu bani, deci trebuia să fie, deci bătaie de joc a patronilor. E, da, de la biserică de mi-au avut comunie. Deci ei urmăreau CTO, dar noi nu l-aveam. Mi hermano se enfermó de cáncer. Para operarlo a mi hermano, por ejemplo, yo tuve que dar una propina de 2 millones lei, o sea, ahora pues no sé cuánto será en euro. Fue un choque grande para nosotros. Mi hermano pequeño, que tuvo el accidente del coche, fue cuando fue nuestro primer choque. Y empezamos con los médicos. Mi hermana, Catalina, ya estaba aquí en España. Estaba porque su novio había venido un año antes y la llamó y ya estaba en España y nos ayudaba, pobre, con lo que podía, pero que, como era al inicio, todavía no encontraba mucho trabajo, tenía poco trabajo. Ah, tú vienes, un salto. Păcat că sunt așa departe. Noi suntem mai singurei. Ah, acum ești mea, noi. Ești. La vară mă scapă de noi. Așa e, Ioane? Tenías trabajo, pero ganabas poco. Y eso era que no podías hacer mucho. Y por eso se han ido la mayoría. Médicos, enfermeras, ingenieros, mucha gente. Por eso, porque no te pagan. Bueno, al final me decidí y digo, bueno, pues me voy a ir. Y vamos, mis padres no se lo podían creer, no puede ser, nuestra hija grande se va, que se va, que se va. Digo, tengo que ir, papá. No se lo creían hasta el último momento. Vedeți, facem o diferență. Care țară este mai bună? În care să ne accepte pe noi românii, să vedem. Îi vine de stat în Italia sau e mai bine în Spania? Trebuie să ne hotărâm, pentru că Italia... Sau în România. Începe să ne fugărească. A intrat Berlusconi acum la putere și... Deci nu suntem de... izbeliști România. O avem, este o țară bogată. Acum așa e după regimul ăsta care a fost... comunismul ăsta înflăcărat, care l-au ținut Ceaușescu în mână, s-au schimbat treburile acum. Au venit și investitori străini, au început să miște și românii mai bine, mai greu, dar este bine. Andrei! Andrei! Cuando empezó a separarse nuestros padres, entonces ha empezado con muchas dificultades, falta de muchas cosas, de ropa, de muchas cosas. Y al final hemos quedado también sin casa y hemos tenido que vivir en la casa de los abuelos, de los tíos, de donde me podía mantener. Bueno, mi padre es muy trabajador. Le gusta mucho trabajar y aunque no sé cómo decírtelo, es que es le gusta beber. Esto es su problema, que por eso se ha separado de madre de él, porque no conseguía dejarse de tomar alcohol. No, no solo en mi casa, esto se vive en mi pueblo y en otras ciudades y en otros pueblos de mi país. Esto es algo normal, no es algo raro. La băiat.
Luca! Vreau să tai ambrații în spate mâna. Deci nu prea mi-amintesc așa. Ce făcea soar mea când era mai mică? Andrei, vino cu, vino cu Andrei. Casa asta a cumpărat-o cu 5 ani. Pentru că era maică mea în Spania și maică mea a vorbit cu ea la telefon și i-a spus dacă ar vrea să vină în Spania. Că era bine atunci. Și făcea bani maică mea și a vrut să o ia și pe ea și pe soțul ei. Da, uite că o trimis. Uite ce bine arătam aici fără mai... kilogramele alea. Sí, el primer año. Y teníamos un euro en la noche de Navidad, pero fue una cosa así, no que nos quedó como mal recuerdo, pero estábamos pensando, mira, y si estaríamos en nuestro país, teníamos la mesa llena de cosas buenas que nos hacen las madres, estaríamos con nuestra familia y mira que estamos comiendo patatas fritas con huevos fritos. Nu prea mâncat. Uite, cum se chema, că aici Marius, eram eu când, cu înghețata. Da. La Marius, voi cules, bine, Marius. Adică, cu Marius, prieteni de o viață. Astea-s de mele. Astea-s de atent. Uite, când am făcut eu poza. Adică au fost și este și la ora actuală foarte greu la sărbători. Da. Foarte greu la sărbători este când știi că, și mai ales atunci la început, puteai să stai la masă, să nu te gândești la ei, măi, au ce mânca? La început, în primul an atunci, au fost da, foarte că greu. Da, stai că e bine, da. Nu e nimic, nu știu, da, întotdeauna puteai să știi bine, că e foarte bine, au acolo, de toate, nu da, aici. În primul an și ei au dus-o deci, greu. Deci când a fost în concediu? Aici stă o leacă încruntat. Da, și-l puneam noi să strâmbi. Asta e una. Aici în piscina unde era să mă îndec eu. Da. A mis padres sí que le afectan que estoy aquí. Como creo que a todos los padres que tienen un hijo tan lejos, ¿no? Que lo ve tan pocas veces, ¿no? Porque si tienes un niño, tú quieres verlo creciendo a tu lado y a lo, bueno, es igual cuando se hace mayor y se va a buscar su vida, pero quieres tenerlo cerca de ti y contactar más con él y vivir cerca de él. Hai copii cu veselie să ne dăm un cărușel, Nicălus peste câmpie, alergați ca niște stei. Dis meu, dice călăresc. Sí, mi madre trabaja como profesora en un colegio. Pienso que igual, aunque aquí hay mucho más material didáctico y la educación a lo mejor puede ser un poco más variada, pienso que la educación en la escuela es buena, porque yo también he tenido profesores buenos. I-a răspuns fără sfială, mai întâi mergi și te spală. Bravo, Marina, Dacă ar fi plecat de unul singur, poate mi-ar fi fost mai greu mă refer și la mine și la soție, pentru el să mă gândesc că să nu se ia cu, știu eu, cu ce alte persoane mai dificile. Dar știind că este căsătorit, ne-a venit mai ușor, adică știind că nu este singur, e cineva aproape de el. Și... Bine v-am găsit, bine ai venit cu mătrii. Bine ai venit cu mătrii. Bună cu mătre. Uite cu mătra, săraca. Bine v-am găsit, domnule. Dar cine a dus și cu mătra? Nici nu m-am gândit ca să o jupeci vreodată. Aoleu, dar cu mătra unde? Cine a venit cu ea? Mătra la servici. Ai serviciu mătrii așa mâine, dar chiar așa? Păi fiecare cu problema lui. Eu cu munca, ea cu munca, eu cu plimbată. Băieți cu serviciu. Nostros padrinos de boda son como parte de familia, son padres espirituales para nosotros.
que me ayuda mucho hablar con ellos y nos aconseja algunas cosas. Se lleva muy bien con mis padres, con mis suegros. Și iau de gând să rămân acolo? Nu vă zice nimic? Nu știu. Dacă s-au hotărât? Da, da, știu că ei vor să rezolve, să facă acte în Spania, eu știu, și vor să facă, nu știu. Dacă se poate. Dar ei acum au... Am impresia că îndrăgesc prea mult Spania de... Păi, dar 5 ani de zile s-au... Dar normal. S-au făcut o legătură între ei și locurile alea, bănuiesc. Și dacă el se implică așa și în acțiunile astea a comunității românești de acolo din Spania, a fost la biserică, acolo, ortodoxă. Au și biserică, da, nu? Da, au fost. Le-am trimis busuioc acolo. Le-am trimis. Deci, i-a dat părintelui... Deci, în tradiție nu s-a pierdut nimic acolo. Nu, nu. Nu. Mucha gente, muchos españoles ignoran un poco sobre Rumanía, no saben nuestras realidades. Como son y como cualquier cosa desconocida da miedo, pues claro, enseguida lo rechazas un poquito. Foarte mulți pe acolo că fură, deci fac escrocherii. Ca în fiecare loc, oriunde sunt și oameni buni, sunt și oameni răi, deci nu putem să condamnăm pe cei buni pentru unul rău care nu știu ce s-a întâmplat sau pe ăla. Deci asta este. Nu există păduri fără uscături. Antes con Ceaușescu estaba mejor que ahora. Bueno, estaba mucho mejor porque había trabajo para todo el mundo. Aquí las cosas son mucho más fácil, aunque ahí no estás tan con tan preocupaciones como aquí, con miedo. Da, o femeie care are câțiva copii, e foarte greu să descurce, așteptând ca tatăl copiilor să trimeată la lună sau la două săptămâni, să trimeată niște bănuți pentru a întreține copii, de hăinuțe, mâncare și majoritatea sunt la școală, necesită foarte mult bani.
mi madre no podía con todo porque estaba la, el doble de lo que ella gastaba, más de doble que estábamos tres, y he tenido que salir a pedir porque ya no teníamos nada más, no podíamos hacer nada. No sabíamos qué hacer porque tampoco no teníamos dinero para volver a nuestro país. He tenido que salir yo con mi niña a pedir un supermercado. Me he puesto con ella en el suelo, no lo he hecho nunca, me ha costado mucho y he hecho que no, pero las cosas como estaba tan mal, he tenido que hacer eso porque aunque sabía que no está bien para la niña sentarme con ella y pedir, no he tenido otra elección, pero he tenido mucha suerte porque ahí no he estado mucho tiempo, 3 días. Acum găsești de toate, dar n-ai bani. Iar atunci când aveai bani, nu găseai. Frumoasă, dar... Nu prea avem posibilitatea ca să, datorită situației, să-ți mai permiți să o vizitezi. Hospitales, lo que me comentó una amiga mía de ahí, que están muy bien, que vamos, que hay muchos aparatos nuevos, han cambiado mucho y la mentalidad de la gente también, pero todavía falta. Yo tengo mucha confianza y digo que algo va a cambiar, que tiene que cambiar. Hice también una fiesta, invité compañeros de trabajo y ellos digo, ¿así vosotros sois siempre? Yo, sí, así somos siempre. Es que no pensaba yo, digo, ¿qué pensabas tú? No sé, la música, todo, todo. Nos hemos hecho amigos, o los vecinos de al lado. Cuando hacemos fiestas porque son curiosos, quieren saber qué comemos, qué bailamos, qué hacemos. No sabemos bailar.
¿Salimos o no? El pero cuando te preguntan, ¿de dónde eres? Y dices, soy de Rumanía. No, no lo dices así, ay, soy de Rumanía. Lo dices un poco, soy de Rumanía, porque sabes que automáticamente el cerebro está conectando con todas aquellas imágenes que salen en, los, en las noticias. Soy, muy simpático, ¿vale? Sí, gracias. Sí. Vamos a ver cómo sale esto. Pues tiene, fotos solo con chicas guapas, ¿eh? Sí, claro. Aquí. Y está el fuego, sí. Eso será mucho tiempo, en mucho tiempo, y claro, tenemos que conversar al final que somos buenos, no somos malos. Mi am vărsat foarte multe lacrimi. Am vărsat lacrimi. Eu plângeam, într-o cameră ca să nu ne vedem unul pe altul. Plângeam într-o cameră, nevastă-mea într-o cameră. Au prins 5 revelioane, 5 paști, care n-au fost alături. Sunt măcar o, clipă. Da, dacă mul lor era pe masă. El niño quería, volver. Siempre me decía, mamá, ¿cuándo vamos a volver? Y mi suegra cuando lo oía, pero Andrés, si esta es tu casa, ¿qué son los abuelos? No, 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 España es mi casa. Ahí tengo el colegio, tengo los amiguitos. Echábamos mucho de menos a los amigos con que está aquí, con los tres niños con, los que está creciendo, que son sus amigos. Yo, espero que, bien, que, que sea, no sé, un hombre de bien, que tenga buenas, buenos recuerdos. Y si se va a recordar de nosotros como nosotros nos recordamos, de nuestros padres, va a ser lo, mejor que nos deseamos. Dorul de părinți. Dorul de copii. Copii și de părinți. Eu cel puțin când a plecat Lorea mea prima, primul an când a plecat, vreo jumătate de an, nu puteam să vorbesc la telefon cu ea. Așa e motiv ce eram. Deci n-au fost plecați până atunci, n-au fost plecați deloc. Eu am fost un tată foarte iubitor. La început mi-a părut rău că am 3 fete, dar acum am o bucurie sufletească foarte mare. Și acum își aduc aminte de vorbele mele. Băi, tăticule, zic, dintr-o sută de cuvinte care ți le spune tata, unul are valoare, ala să-l bagi pe calculator. Și mi-aduc și aminte. Lo que me acuerdo que me decía mi padre muchas veces, vamos, somos tres hermanas y había peleas a veces. Y me decía mi padre, no pelees, no pelees tanto. Llegará un día que cada uno me va a poner a llorar. Que cada uno va a volar en un sitio. Y eso era que ha sido así. Cada uno se ha ido a un país. Y eso ha sido muy fuerte. Y si me he quedado aquí, que, digo, papá, que has tenido razón. Que no hay que pelear y hay que ser buena persona siempre. Y eso siempre me lo han dicho. Siempre si puedes ayudar, tienes que ayudar. Porque si tienes oportunidad, lo que sea, tienes que ayudar siempre porque somos así. Mai, mai vorbim. Să vedem, să trimit bani ca să luați invitațiile, da? Păi, da, asta e greu să zici că tăi n-aș face comandă și știi deja ce vrea. Bine, hai dă-mi o să aloși pe Cătălina că se face târziu. Da? Da, da, da. Bine, hai, por la treabă, să rămână, pa. Da, pa, pa, pa. Sí, vas, Cata. Y lo que, me dice siempre que hay que ser buena persona y hay que ayudar. Eso lo tengo claro. Y por eso he elegido la,
la profesión que tengo. Somos nosotros, el trío, yo, Matei y Adi, que somos, ahora nosotros somos la familia y nos hemos acostumbrado aquí y será difícil trasladarnos. La vida de familia, juntos, fue poco porque no ha sido posible, porque mi padre la pegaba y entonces mi madre no podía soportar más. Creo que mi abuela siempre quiso muchísimo a mi padre y quería estar siempre. Mi abuela siempre, yo creo que va a culpar a mi madre porque ella siempre le decía, tienes que aguantar porque todas hemos hecho esto. Y no culpo a mi madre porque sé que ha sufrido y ahora está bastante bien. Pero los recuerdos que tengo con mi familia toda, junto con mi hermano, con mi hermana, es estupendo. Es ahí el recuerdo de la casa y todo, que ya no está ni la casa. Cuando empecé a estar yo mejor, empecé a ayudar yo a otros que encontraba en la calle o necesitaba algo. 63-25, me falta el 25, entre medio. 63 Yo pienso que voy a volver otra vez ahí, porque vengo aquí para trabajar, pero no para quedarme aquí. Yo quiero volver ahí. Ce se simte? Acasă e foarte multă tristețe, e foarte multă durere, pentru că ne lipsesc. Ne lipsesc foarte mult, pentru că erau fetele mele, deci în momentul când le-am văzut și o crescute frumoasă, mișeau de acasă, deci îmi plăcea să, ca mamă să ies la balcon, să le privesc, să mă uit după ele. 32 sau 23? 32, cred că. Bă, leu, ce es que nuestro amor ha muerto prácticamente, ha ido ahí lentamente apagándose. Yo fui, creo que, la primera en darme cuenta y la primera en un poquito intentar abrir los ojos. Y de hecho, somos muy buenos amigos, incluido ahora, que somos mejores amigos que antes. Ce faci tu aici? Fac un peisaj. Despre... Nu vreau casă țărănească, dar vreau să dau... Fac aici niște oale, ceva, un covor. Nu mai e bine, nu trebuie să nu mai faci oale, să faci numai... Nu știu, dar să mai bine pot să fac, de exemplu, un târg, ceva, un bar. Că el cunoște un chico español, joven. Un chico muy guapo, muy inteligente. Y nada, fue una cosa que no la he buscado, pero ha surgido en mi vida. Es más un poco el mundo, el entorno que yo vivía antes, el entorno de la Universidad de Arte, con músicos, con los de pintura, y he vuelto un poquito a entrar en mi mundo en que vivía antes en Rumanía, así que me siento muy cómoda.
luni ai tot de la 11? Sunt mulțumit așa, în general. Eu consider Spania o a doua familie, o a doua mamă pentru copiii mei. Deci eu, cum ar fi, mi-am... Deci, ca să spun așa cu cuvinte, deci mi-am înfiat copiii la a doua mamă, Spania. Sí, voy a tener un bebé dentro de poco tiempo. No me imaginaba ser madre. Esto lo imaginaba como una cosa tan lejana, tan algún día. Y ahora, pues mira, de repente estoy puesta en la situación de pensar en esto, de leer un montón de libros de niños, consejos para los padres. Lo importante es que sea sano, feliz, que encuentre su lugar en este mundo, como todos nosotros. La ilusión de cualquier madre. Trec ani, trec și peste noi, vin bătrâneții și când ești mai în vârstă, cred că aici e toată problema, că te mai ajungi dorul de copii. Eu, după mine, părerea mea personală, zic că nu e chiar așa de... Poate nici prea rău n-o duci, dar nici bine. Nici bine, să spun că o duc bine, ar însemna să nu am grijă a zilei de mâine. Este foarte... Păi foarte bine să spui că mâine nu am grijă, sau poi mâine, sau altă zi. Yo tengo que ir a Inglaterra a mis hermanas a trabajar ahí en Londres un tiempo. Y va a estar muy difícil porque voy a dejar aquí a mis hijos y a Adriana. Pero hay que luchar. Y yo lloro porque nunca me he separado de él. Por eso. Porque no... No me imagino cómo va a ser vida, que sé que va a ser dura, pero yo soy acostumbrada a luchar y eso. Pero yo lloro por la... Me va a faltar la mitad. Poate nici acum, poate nu are ce-și dorește el, dar... Asta este, cum are familia lui. Sperăm să aibă tot ce-și dorește până la urmă. Sperăm. De-aia trăim să mai și sperăm. Să aveți multă sănătate și...
dar nici chiar așa. Dar să ne uităm la mare, cum poți să stai, că râde ești, că poți să mulțumesc? Hai să ne întoarcem cu fața la mare. Te-ai deșirat cu generositate toată ziua și acum te aduni cu fiecare pas și aștepți să vii tot din urmă. Și vii de pretutindeni, ca un tren de marfă gol, vii și nu te mai termini. A fost o zi ca toate celelalte, pline de roade. Nici n-ai ajuns bine la serviciu, că ai și început să-ți depui activitatea pe birou, pe scaun, pe telefon și pe celelalte obiecte înconjurătoare, special amenajate. Ai făcut față și la alte sacini. Ai cerut și ai dat țigări. Ai strâns mâna la cel puțin 100 de cunoscuți, grăbindu-te să le iei înainte cu întrebarea: ce mai faci? Ca să n-am puce ei să te întrebe, punându-ți astfel într-o poziție de inferioritate și desigur ai vorbit toată ziua normal în limitele dicționarului de limbă română contemporană. Circa 5.000 de cuvinte. Și acum, în timp ce strângi rugina de pe cheia uitată în buzunar, constați că petricerele care ți-au intrat în pantofi ți s-au furișat rând pe rând și în suflet și sună acolo ciudat, așa încât copiii tăi vor mai avea încă o jucărie pe care să o zdrângăne. Chiar și nervii tăi, care ți s-au răsucit azi foarte artistic, vor putea fi folosiți de ei cu succes, drept zbârnuietoare la noul zmeu de hârtie. Uite că așa zboară, zburăm? Așa zburăm la România, vale? Uite. Peste câteva minute, zmeul se va înălța vesel, pe deasupra casei tale, semnalizând în cosmos că pe pământ există totuși viață, care este valorificată la maximum.